În 8 ani de YouTube am mai dat eu epic fail-uri, dar ca ăsta niciodată. Cred că am formatat cardul cu care am filmat un vlog întreg timp de două zile și acela ar fi fost vlogul care ar fi apărut înainte de acest video, adică ele aveau legătură unul cu altul. În orice caz, bine că n-am făcut ceva mai rău decât atât și haideți să vă arăt cu ce a venit moșu pentru studioul nostru și totodată să vă urez sărbători fericite tuturor și numai bine. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. you. <laughs> Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Pentru o experiență cât mai bună pe clipul ăsta, ați recomand să porți niște căști de gaming sau de studio, ce ai la îndemână, dar mor, niște căști mari, nu să asculti pe difuzor. Iar microfonul pe care îl auzi în acest moment este Sony ECM-M1, HM un microfon care se montează pe cameră și este destinat în principiu vloggerilor, iar el cam așa se aude. Și ăsta de aici este microfonul meu favorit și anume R20 de la ElectroVoice și este unul dintre cele mai reușite microfoane de broadcast din punctul meu de vedere. Mie îmi place extrem, extrem de mult iar acum îl auziți fără procesare. În momentul ăsta am pornit procesarea care se face pe DBX286S aici în racul audio și bineînțeles sună mai bine dar totodată și zgomotul de fundal este mai mare pentru că ce credeți, am două aspiratoare lângă mine. Microfonul ăsta îl folosesc de vreo peste, cred, 2 ani de zile, poate chiar mai bine atât, poate spre 3 ani, nu mai pot să-mi aduc aminte exact să-mi dau seama, dar este un microfon absolut genial, un microfon care se aude nemaipomenit și este un microfon care este, din punctul meu de vedere, peste Shure SM7B, pe care l-am undeva în spate, acolo și pe care încă îl folosesc și încă l-ați mai auzit, poate nu l-ați văzut pentru că de obicei l-am folosit la chestii care au venit peste video, ca să zic așa, un voiceover către o chestie de genul ăsta, dar YouTube-ul e plin de SM7B și în comparație cu SM7B-ul, acest microfon este un pic mai bogat în sunet, ca să zic așa, și mai are o chestie foarte mișto și anume tehnologia Variable D care permite microfonului să te depărtezi de el și să te apropii de el Iar sunetul, după cum vedeți, nu se schimbă Adică modul în care sună el bas, în alte mă rog, joase, în alte medii Practic este eliminat cât de mult posibil efectul de proximitate Adică la SM7B când te apropii de el se aude foarte gros vocea iar la asta, când te apropii de el, se aude la fel cum se aude și de aici, doar că scade volumul pentru că mă îndepărtez de microfon. YouTube-ul este plin de SM7B și probabil că la un moment dat a devenit și obositor cumva pentru mine, asta v-am zis și pe stream, mi se pare, să aud SM7B-ul peste tot pe YouTube, SM7B-ul în căști atunci când înregistrez, SM7B-ul iar când editez, nu că nu ar fi plăcut, dar te plictisești și atunci, oricum ăsta era un microfon pe care voiam să-l adaug la colecție, uh, am reușit să-mi-l achiziționez atunci când s-a lansat în varianta asta, adică pe uh, negru. Stai să dăm ciorapul asta sau a groaznic de pe el, pentru că este un microfon chiar frumos din punctul meu de vedere, doar că este puțin cam lung, e, e, e un pic mai lung decât trebuie, nu l-am folosit niciodată fără acest uh, ciorap. Și el era foarte, foarte, foarte urât în varianta lui clasică. El este lansat în 1968, dacă nu mă înșel, și era bej, un bej spre verde, armii, așa ceva, nu știu, o, o combinație din asta care nu era ce trebuie, cel puțin eu n-aș fi putut să îl țin pe cameră, nu mi-ar fi plăcut deloc. Iar la un moment dat au lansat varianta asta, se numește R20 Black, este doar culoarea schimbată și arată, mamă arată genial, deci, sincer, Iubesc cum arată microfonul ăsta De ce stă mereu cu ciorăpelul pe el? Am doi ciorăpei din ăștia făcuți custom De mama unui uh, prietene Care se ocupă cu croitoria Și au venit la fix efectiv uh, Și uh, îl folosesc de fiecare dată Pentru că nu vreau să umplu microfonul În primul rând de salivă Pentru că atunci când vorbești Mai vorbești și cu precipitații Inevitabil uh, Și de praf Praful mi se pare cea mai nasoală chestie, nu că n-ai putea să-l cureți, dar uh, e mai ușor să speli o la 2, 3, 4 săptămâni ciorăpelul decât să uh, cureți microfonul, deși și pe ăsta poți să-l dezasamblezi și să îl iei uh, bine de tot la curățat dacă chiar vrei, dar până acum nu l-am desfăcut și nu vreau nici să-l desfac în viitorul apropiat. Iar microfonul de aici este un microfon tot vechi, pentru că, așa cum am zis și în vlogul anterior de când am fost să îl cumpăr, mă întrebase mea când i-am povestit de ce ofertă am găsit, de ce ți e un microfon atât de vechi? Că i-am zis că e de prin anii 70 sau 80, nu mai țin minte exact, de când este Sennheiser MKH416 pe piață, dar da, este de foarte mult timp și este un microfon pe care cu siguranță l-ai auzit în filmele pe care le-ai văzut pe oriunde, mai ales în filmele mari pentru că este foarte folosit în Hollywood și la capitolul Microfon Shotgun pentru tras sunet și microfon care nu se vede în cadru, adică este acel microfon pe care oamenii îl folosesc pe un bumpol, pe acel băț și vin cu el de deasupra și îl țin deasupra actorilor încât să nu, să nu se vadă pe cameră. Ei bine, mi-l doream de mult, e un microfon care pe lângă asta e foarte popular în lumea actorilor de voce și se aude absolut genial, dar o să vă las pe voi să îl auziți în câteva momente după ce facem switch și l-am găsit la o ofertă absolut imbatabilă și am crezut inițial că e produs expus sau returnat sau ceva de genul ăsta, dar nu, este nou nouț, așa cum ați văzut și mai devreme în unboxing și am prins o ofertă foarte bună la Zidoshop, ce pot să zic probabil că a fost o ofertă de la producător pentru că mai apoi a apărut și la West Buy la reducere și la un preț aproape identic deci clar este o reducere suportată de către producător și m-am liniștit, da, ăsta e microfonul așa arată cu burete pe el și o să-l testăm și fără și haideți să facem switch ca să îl auziți pentru că eu nu l-am testat până acum, absolut deloc, am zis că o să fac asta pe video, o să-l testez mai întâi în engleză pentru canalul în engleză și apoi în română pentru canalul în română. Microfonul, efectiv, fiind uh, folosit foarte mult și pentru voiceover de foarte mulți oameni, ar trebui să se audă destul de bine în cameră aici. El nu e indicat pentru a fi folosit indoor, uh, în camere netratate, pentru că... Uh, poate să ajungă să scoată niște sunete cam nasoale atunci când sunt foarte multe reflexii în camera, adică sunetul nu mai este atât de de bun dacă ești într-o cameră cu ecou, dar aici n-ar trebui să avem probleme. Bun, hai să trecem la treabă. Bun, 416-le montat aici și uitați vă cum se aude. Atenție, fără pic de Procesare. Procesarea e oprită și o să o și pornim ca să, să l-auziți cu aceleași setări pe care eu le aveam pe R20. Cred că ar trebui să-l trag o idee mai aproape ca să nu mă mai joc eu cu gain și să, să să se audă unde trebuie, să-l să auziți suficient de tare. Sunt foarte fericit. Am zâmbetul pe buze pentru că eu filmez clipul ăsta și pentru canalul în engleză și am tras deja partea aia și n-am cum să-mi iau zâmbetul de pe buze, că mi s-a pus instant uh, pe față atunci când uh, am auzit microfonul. Deci no, no, nu există cât, uh, cât de bine se aude. Ca și comparație, hai să... Uh, să nu zicem doar că se aude bine, să vorbim despre sunetul lui un pic și după cum auziți, cel puțin eu la mine în căști aud, sunetul este mult mai detaliat decât pe R20 sau un SM7B și este și normal pentru că acest microfon este condenser, nu dinamic. R20 și SM7B sunt microfoane dinamice, care funcționează în mod mecanic, să spunem așa, adică este un coil, care o bobină care se mișcă uh, datorită presiunii uh, puse de sunet pe ea. Uh, iar ăsta este uh, cu condenser, adică acea bobină, acea capsulă este ajutată, are nevoie de curent. Nu știu exact să vă zic. Uh, în termeni extrem de tehnici chestia asta, dar microfoanele condenser sunt mai sensibile și captează mai multe detalii. Totodată, microfonul ăsta este un microfon care captează excepțional de multe detalii din punctul meu de vedere și eram foarte panicat pentru că microfonul ăsta nu este indicat să-l folosești într-o cameră netratată. Atunci când ai multe reflexii ale sunetului, microfonul le amplifică, el are o cameră, ați văzut, care are, are acele linii, hai să testăm microfonul și fără, și fără burete și s-a schimbat sunetul, ok, sunetul se schimbă când scoți buretele, devine un pic mai înalt și îmi plăcea mai mult cum se auzea cu buretele pus, dar o să o ținem un pic așa, dar aceste dungi aici, aceste spații, aceste orificii nu sunt create ca el să ia sunet din laterale microfonul este foarte direcțional pentru că este un microfon shotgun și este ori supercardioid ori hipercardioid nu mai țin minte exact polar pattern dar este este îngust lobului de unde captează este destul de îngust și din cauza acestor venturi care ai spune că sunt concepute ca să preia sunetul și din părți, dar sunt din contră, făcute ca să le elimine, el poate ajunge să aibă niște artefacte sau niște, niște reflexii nașpa. Asta este din ce am auzit, pentru că vă dați seama că m-am documentat și mă uit la clipuri cu microfonul ăsta de șapte ani de zile, adică îl știu de foarte mult timp și îmi face plăcere să-l aud și da, este extrem de detaliat. Se aude mai pomenit de bine, nu se aude foarte um, jos. Madi, adică joasele nu sunt foarte pronunțate, dar nu este lipsit de joase în același timp după cum auziți cel puțin mie mi se pare că se aude fenomenal, iar în altele sunt ce trebuie, dar în, în cumva în, în medii sau spre înalte, nu știu, nu pot să mi dau seama exact unde, dar Sunetul are, mamă, are, are ceva microfonul asta, absolut fantastic. Prețul este pe măsură, nu l-aș fi achiziționat dacă nu îl prindeam la cea mai mare ofertă posibilă, cred, pentru că eu nu l-am văzut niciodată să scadă sub 4700-4800 de lei, mereu stă fix acolo și um, nu l-aș fi achiziționat pentru că știam că să zicem că e un moft, dar uh, totodată că o să-l găsesc. Oricând mi-aș dori să-l cumpăr, la banii aia pot să-l cumpăr pentru că se va găsi și se va fabrica microfonul ăsta mult timp de acum încolo, e pe piață de 10 de ani și încă va mai fi pentru că nu ai ce să îmbunătățești uh, la el. E da, genial, hai să punem buretele. La loc. Am făcut chestia asta cu căștile pe cap și se aude groaznic cum scârție buretele acolo, dar revenind la microfon, îl amplificăm 15 împărțit la 5, 42 de decibele, am făcut calculul rapid, ok, 42 de decibele ca el să se audă exact cum îl auziți acum, ar trebui să se audă suficient de tare, iar dacă pornim procesarea ca să auziți exact setările pe care eu le aveam pe R20, dar aplicate pe microfonul ăsta fără să umblăm la absolut nimic, Fiți atenți aici, diferență, cam așa se aude, este mult prea multă procesare, acest microfon are foarte multe detalii, totodată se aude suficient de tare, poate chiar mai tare decât trebuie și cu siguranță setările trebuie bibilite ca acest microfon să se audă bine și procesat. Deci este, este prea multă procesare din punctul meu de vedere, exact cum îl auziți voi acum. Bineînțeles, astea setări făcute pentru R20 și r 20 îmi place cum se aude uh, cu aceste setări. Ăsta, dacă stau bine să mă gândesc, procesat așa se aude cam ca la radio. <laughs> cum? adică e un sunet ăla de broadcasting, de streaming, de podcast, de, nu știu, e chill, e plăcut, uh, dar cumva parcă sunt prea, prea multe înalte în altele sunt buba și am putea să le dăm mai jos. Hai să facem o probă dacă tot îl dăm jos de tot și acum doar joasele sunt un pic gâdilate, compresia s-ar putea să fie un pic cam mare, nu știu, probabil că trebuie și asta ajustat un pic. Noise gate N-am testat o chestie, deci nu aud un pic de noise floor, sunet, pe care microfonul îl scoate atunci când este amplificat. Iar asta mă bucură, el are 13 decibeli uh, self-noise. În schimb, se aud ventilatoarele dacă facem liniște și ascultăm. Se aud ventilatoarele din uh, calculatoare pentru că... Na. Asta e un lucru inevitabil um, ca ele să se audă atâta timp cât calculatoarele sunt pornite și sunt pe masă. Teoretic, eu dacă aș vrea să am sunetul perfect, ar trebui... Să mut calculatoarele jos și în spatele microfonului. Orice microfon ar fi, el, atât timp cât captează din față, pui calculatoarele în spate, dar ă, asta ar fi deja, nu știu, nu, nu vreau să dau chestia asta. Ă, și anume decorul, care îmi place extrem, extrem de mult, mă bucur și îmi place foarte mult să văd pisiurile, îmi place să mă uit la ele, sunt foarte pasionat de pisiuri, știți foarte bine, să le dau jos ca să am sunet un pic mai bun sau ceva de genul ăsta, să n aud ventilatoarele, pe care oricum atunci când vorbești și conversația este activă și așa mai departe, zgomotul de fundal Trebuie să ai căști bune și să te concentrezi ca să-l auzi. Eu reușesc să fac chestia asta pentru că asta fac atunci când mă uit la review-uri de microfon, reușesc să aud zgomotul de fundal printre vorbe sau chiar în timpul um, vorbirii când cineva vorbește, dar uh, e, e destul de greu. Să uh, faci chestia asta, și cred că cu timpul am dezvoltat-o, nu știu, cu antrenament. Trebuie să-ți concentrezi auzul, cumva, nu știu cum să zic, și bineînțeles că cei care sunt mai tineri aud mai bine pentru că auzi în altele, mai bine spectru auzului cu cât îmbătrânești se micșorează de la capătul de înalte, ca să zic așa, încep să auzi din ce în ce mai puțin. Dar da, o să închei clipul aici ca să nu ne lungim pentru că aș putea vorbi, îmi place foarte mult cum se aude și să-l aud în căști, cu siguranță o să-l folosim pe stream unde o să vorbim ore întregi. Vă invit să vă abonați dacă vreți să mai vedeți content cu microfoane pentru că acum că avem și noi 3 și poate mai urmează câte unul altul, dar mai de buget, să facem și noi niște comparații, tips and tricks și așa mai departe pe canal, pentru că na, acest canal nu e doar despre CS, cu toate că am postat foarte mult CS de-a lungul timpului, sunt pasionat de tech, de audio, video, PC-uri în primul rând, foarte pasionat de PC-uri și cu siguranță vom face content pe astea trei arii, și totodată și pe tips and tricks din studio pentru că așa cum am zis și la clipul de pe canalul în engleză, acest canal este despre mine și eu sunt pasionat de tech și partea asta de studio și cu siguranță vreau să o dezvolt Uh, dacă aș putea să postez în fiecare zi ar fi genial, dar din păcate timpul nu permite, iar la clipurile astea este mult mai mult de lucru decât la un clip cu CS, un clip de gaming, uh, dar da, mă rog, intrăm în uh, alte detalii. Vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage Codo în flash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim și vă urez o zi cât mai bună în continuare, acum suntem fără procesare și să ne revedem cu bine la următorul episod. Iar episodul ăsta e foarte posibil să apară de Crăciun și atunci vreau să vă urez Crăciun fericit. Bine că mi-am adus aminte pentru că eu nu-l filmez de Crăciun și mai e un pic până la Crăciun, dar da, cred că fix de Crăciun apare. Crăciun fericit tuturor. O, oh, oleo, fără card. Ah, a, ah, da, filmăm aici. E bine că mai avem încă un cadru. Multă sănătate, multă fericire și să ne revedem cu bine și la anul...